Primăria municipiului Călăraș a derulat în toate școlile din oraș acțiuni de dezinfecție și igienizare a spațiilor exterioare, măsură luată pentru începerea noului an școlar în cele mai bune condiții, atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice. De asemenea, s-a asigurat achiziția a 700 de separatoare pentru clasele terminale, achiziția de măști și dezinfectanți de către fiecare școală, dezinfecția spațiilor interioare și igienizarea spațiilor exterioare, acțiuni ce s-au derulat inclusiv în cursul zilei de joi, 10 septembrie. Reprezentanții primăriei municipiului Călăraș au precizat faptul că școlarii și preșcolarii au asigurate de către fiecare școală prin bugetul local măști de protecție în fiecare zi.